Săptămâna care vine trecem la ora de iarnă. În noaptea de 26 spre 27 octombrie, locuitorii din Republica Moldova vor schimba acele ceasornicului cu o oră în urmă, de la 4 la 3. Asta înseamnă că ziua de duminică va avea 25 de ore în loc de 24. Vom reveni la ora de vară la sfârșitul lunii martie, în noaptea dintre 29 și 30 martie. Atunci ora 4 va deveni ora 3, iar ziua va avea doar 23 de ore. Medicii spun că schimbarea orei poate afecta pe cei cu o sănătate mai subredă. Trecerea la ora de iarnă este practicată de mai multe țări europene și de Statele Unite ale Americii.